Eu în cele ce urmează nu o să vă dau o noutate, suntem în plin sezon estival, dragilor. Este sezonul în care fiecare dintre noi își dorește să facă cel puțin o escapadă peste hotarele țărișoarei noastre. Mulți dintre noi, evident, se gândesc să savureze o vacanță de vis, despre ce acte e nevoie, despre când e nevoie să folosim sau să avem la noi procura sau nu. Vom discuta astăzi cu avocata Inga Mifsud-Usmaier, pe care o salut cu dragă, zic bună ziua și bine ai revenit la Tezaur TV! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și este pentru prima dată să acord o mică consultație în natură, la aer și luminată de soarele frumos. Eu sper din suflet să-ți priască această consultație și să-ți inventezi un birou în aer liber. De ce nu? Ar fi perfect chiar lângă malul mării. Nu ne-am văzut de ceva timp. Exact. Dar e subiectul potrivit pentru perioada de vară, pentru sezonul estival. Și hai inițial să ne spui de ce acte e nevoie pentru a ne face visurile împlinite, pentru a face o escapadă, a evada din țară. A evada în sensul bun, pe câteva zile, că revenim toți în țară. Este important să avem pașaportul de călătorie, pașaportul străin moldovenesc sau cum majoritatea țării, populației din Republica Moldova au și cetățenie română, deci unul din aceste acte, pașaportul moldovenesc străin sau pașaportul românesc persoanele care îl dețin. În dependență de țara în care călătorim, este important să avem și o asigurare pentru perioada respectivă, așa, în caz că vor apărea mici probleme sau incidente, să fie ușor de le soluționat și să nu transformăm în cazurile respective călătoria sau odihna în ceva neplăcut. De regulă, ce ne oferă cel mai des acea asigurare și care sunt drepturile noastre când vine vorba de ea? Ne asigură asigurarea în securitatea sănătății, deci și în caz de necesitatea unui tratament ce a rezultat din călătoria în țara respectivă, se acopere cheltuielile, dacă este nevoie de anumite operații micuțe, chirurgicale chiar, deci ele sunt acoperite 100%. Așa. Când folosim procura și haideți inițial să facem claritate, ce este procura? De regulă este greșit termenul de procură, deoarece în cazul călătoriei, să zicem că călătorim cu un minor, așa, sau o persoană din familie sau un însățitor va călători cu minorul, este nevoie de declarație. Declarația să fie autentificată în fața notarului. Vreau să zic că totuși în Republica Moldova cetățenii noștri nu cunosc că de ceva ani s-a modificat legislația privind intrarea și ieșirea minorului din Republica Moldova, așa, unde nu este absolut necesar declarația ambilor părinți. Deci minorul, doar de un părinte? Minorul poate călători însoțit de un părinte, de un reprezentant legal sau de un însoțitor și în cazul însoțitorului este nevoie de declarație și iarăși declarație unui părinte. Da. Deci în momentul în care un copil minor va părăsi teritoriul sau va trece frontiera în prezența unui părinte, nu va fi nevoie de acea declarație, nu, din partea celui de-al doilea părinte. Nu este nevoie, iar în cazul când, să zicem că pleacă cu bunelul, bunica, așa, este nevoie de declarația unui părinte care urmează fi legalizat în fața notarului. În această declarație se indică țara de călătorie sau țările prin care... Specificăm exact? Putem specifica mai multe țări. Așa. Să zicem că plecăm cu o escală sau cu autobusul prin mai multe țări, indicăm și țările respective, scopul acestei călătorii, perioada și persoana care este însoțitorul sau va călători cu minorul. Așa. Care vreau sunt termenii? Când vorbim de termeni, cât timp e valabil această declarație? De regulă, notarii legalizează astfel de declarații pe un termen de un an de zile, dar legislația ne permite până la 3 ani de zile. Deci, rămâne la dorința celor care, da, face această declarație. Da, da. Chiar recent, pentru copilul meu, noi am
semnat o declarație pentru a călători cu bunica și am solicitat termenul de 3 ani și nu a fost o problemă. Dacă nu se solicită, de fapt, notarul indică sau exact perioada de călătorie sau un an de zile. Ce facem în cazul reprezentanților legali sau părinților care se află peste hotarele țării și își doresc ca copilul lor să treacă frontiera cu altă persoană? Ce fac cei care nu se află în Republica Moldova? Se adresează la ambasada noastră în țara respectivă sau în fața notarului din țara respectivă, însă în cazul când va autoriza această declarație un notar străin, declarația urmează a fi tradusă. Deci e o procedură suplimentară. Da, și apostilată pentru țara noastră în cazul când este nevoie. Deci avem o listă de țări unde nu este necesară apostilarea, însă sunt țări pentru care Republica Moldova solicită apostilarea acestei declarații, atât în original cât și a traducerii, pentru a fi apostilată și semnătura notarului și a traducătorului din țara respectivă. Vreau să comunic că se confundă de multe ori când călătorim cu pașaportul românesc. Așa. Deci sunt două situații. În legislația României, dacă copilul, părinții au domiciliu în țara de peste Prut, atunci este absolut obligatoriu ca să fie acordul ambilor părinți. E indiferent că călătoresc din Republica Moldova sau din România. Dacă au pașaportul românesc, dar specificat domiciliu în străinătate, cum ar fi în Republica Moldova, nu este nevoie. Deci atunci se aplică regulile noastre. Și este foarte important să nu să se confunde, fiindcă, știți, e neplăcut să fii la vamă și să dai niște explicații în plus. Iată, și cu această explicație la frontieră sau în aeroport, știm că unele țări solicită și anumite vaccinuri. Da. În cazul în care nu le avem, sunt anumite neclarități și probleme. Care sunt cele mai des? De regulă se cere la procurarea biletului, se cere și confirmarea vaccinării. Dar știm că nu toți au reușit din mai multe motive. Deci în ajun de călătorie, numai mult de 72 de ore, să fie făcut testul anticorp sau testul de anti-COVID și atunci acesta este absolut necesar. Dacă cumva plecăm fără aceste două acte, nu avem sau vaccinul sau testul și țara este impune aceste reguli, atunci se va face o carantină de 14 zile. Da, și deja nu mai poate fi numită vacanță. Exact. Cu acea carantină de 14 zile. În momentul în care ne alegem ca destinație o țară străină, e bine să consultăm legislația țării respective sau nu? Exact. Este important, înainte de a pleca, să consultăm condițiile, regulile, legislația acestei țări de destinație, deoarece ele diferă de la țară la țară și necunoașterea acestor condiții nu ne absolvă de anumite consecințe. Mai mult ca atât, unele țări cer pașaportul să aibă valabilitatea de 6 luni de zile. Așa. Asta este foarte important. Deci verificăm inițial și pașaportul. Exact. V-am înțeles. Dar în momentul în care, dacă tot a zis dumneavoastră de pașaport, se întâmplă că ne pierdem actele în vacanță, în călătorie. Cum procedăm? Ce facem? Ne adresăm la ambasada noastră și ei ne vor face un pașaport alb. Așa. Care e valabil doar pe perioada de întoarcere și doar pentru întoarcere în țara noastră. Nu mai mergem în alte țări. Nu mai călătorim cu acel pașaport alb. Și la întoarcere deja avem... E o procedură complicată sau se efectuează? Nu este complicată. Este important să ne adresăm la organele competente, reprezentanții țării noastre, pentru a explica circumstanțele pierderii acestui pașaport și a dat detaliile de reîntoarcere în țară. În momentul în care agenția de turism nu își onorează obligațiile
zise într-un contract verbal sau contractul semnat, evident. Ce facem? Putem ataca ulterior în judecată sau cum procedăm în acest caz? Ar fi de dorit să nu fie un contract verbal. Asta este important, deoarece nu vom putea dobândi sau demonstra nimic în fața instanței de judecată. Dar până ajunge în instanța de judecată și având un contract unde sunt stipulate anumite condiții, responsabilități și ele nu au fost îndeplinite cu certitudine de către agenție, atunci facem o notificare prealabilă, oficială, fie că o înregistrăm în cancelarea agenției, fie că o expediem prin e-mail sau prin poștă simplă, dar cu un aviz prin care avem confirmarea recepționării și solicităm soluționarea litigiului pe calea amiabilă, fie solicităm returnarea banilor achitați și prejudiciu moral sau solicităm înlocuirea cu o altă vacanță care ar fi similară. Dacă în calea prealabilă nu se soluționează nimic, atunci avem dreptul de a ne adresa în judecată și totodată de a face o petiție la protecția consumatorilor pentru faptul că s-a încălcat dreptul la odihnă și în dependență de ce prejudicii, ce suferințe a avut acea persoană, se va calcula și prejudiciile morale. În momentul în care întâlnim anumite probleme în hotel, acolo unde suntem cazați, fie la fel, nu dispunem de toate serviciile pe care ni se expun anterior, fie că nu suntem mulțumiți de atitudinea angajaților de acolo, ce facem în acest caz? Este foarte important să ne documentăm, să ne pregătim, să facem câteva videouri unde ar putea fi stabilită și identificată data înregistrării acestui video, fotografii, scrisori, fiecare hotel are cartea de reclamație, de indicat plângerea noastră în acea carte și ar fi bine de o fixat iarăși cu o fotografie. Așa. Și dacă noi am ajuns la acest hotel prin intermediul unei agenții, deci agenția în totalitate poartă răspundere. Dacă am venit pe cont propriu, atunci la acel hotel solicităm toate despăgubirile și chiar dacă ar fi cazul și poliția de solicitat pentru, nu pentru amendare sau arestare, că cineva crede că dacă poliția vine, e atât, pentru constatare în baza unui act oficial. Cum le recomandați turiștilor să-și ia vacanța de cele mai multe ori? Prin agențiile de turism sau le recomandați să meargă și pe cont propriu? Depinde cum de... Cum sunt mai asigurați? Nu aș zice că... Știți, depinde de situație. Avem companii cu o reputație reproșabilă și persoanele sunt mult mai mulțumiți decât ar pleca de unii singuri, deoarece este nevoie de cunoscut locurile, de aranjat anumite momente și nefiind cu practică în acest domeniu, mai dăm în bară. Deci depinde și de sursele financiare pe care le dispunem. Printr-o agenție am putea investi mai mult și primi servicii profesionale. Care mai sunt acele aspecte și momente de care e nevoie să ținem cont în momentul în care pornim într-o vacanță? După cum am menționat și legile lor, restricțiile, pașaportul să ne fie valabil, să ce ține de copil, să avem actele și declarațiile în regulă. Dacă să nu zicem de vacanță, mulți o să zică că am citit undeva și copiii de 14 ani pot pleca fără însoțitor. Este și așa posibilitate doar numai în perioada de studii. Dacă copilul pleacă la o universitate și avem o probă sau un certificat în acest sens, dar poate pleca fără însoțitor, dar cu declarația părinților. Deci trebuie... Asigurarea medicală este deci importantă, chiar dacă noi mulți nu o omitem, dar din practica mea personală am avut situația în care copilul a avut nevoie de servicii medicale și ne-a costat foarte scump peste hotarele Republicii Moldova, numai din motivul că nu ne-am asigurat la timpul potrivit. V-am înțeles. Dumneavoastră, ați reușit să mergeți în vacanță sau urmează? Deci am fost pentru 2 săptămâni acum în iunie, a fost chiar o vacanță pe bune și în 2 săptămâni plec deja pe vară. Da.
Sunteți o norocoasă la acest capitol. Vă doresc vacanță frumoasă în continuare, pentru că nu ne vedem până la final de vară. Încercăm atunci, cu siguranță, atunci mai urmează să discutăm subiecte interesante. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și să-mi spuneți cum v-ați simțit aici la aer liber și parcă suntem două zâne cu flori de tei în păr. A avut minunat. Grijă mama natură de noi. M-am simțit și mă simt minunat. Este o atmosferă incendiară, cu bună dispoziție.